Vă invit să deschidem Cartea Domnului la Filipeni, capitolul 4, și să citim două versete care ne vor sluji pe parcursul mai multor săptămâni la studiul nostru biblic. Cuvântul Domnului spune așa: Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. În seara aceasta vom începe prima dintre recomandările Apostolului Pavel și tema noastră, de fapt, este ilustrată prin acest motou pe care l-am găsit în Proverbe 4:23, care ne spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Acum, Noul Testament face foarte des referire la inimă, la suflet, la minte, și de cele mai multe ori expresiile sunt interschimbabile. Dacă mintea este sediul gândirii noastre, nu, a rațiunii umane, inima este sediul sentimentelor, pe când sufletul, am putea spune că le înglobează pe toate, atât minte cât și inimă. Versetele acestea mi-au stârnit foarte multă curiozitate, pentru că mi-am dat seama că acest verset poate să fie subiectul unui studiu biblic mai profund și în același timp este subiectul unei cărți la care lucrez în aceste zile și sper să o terminăm pe convenție. Încolo, frații mei, spune Apostolul Pavel, tot ce este adevărat, și acesta este subiectul din această seară, tot ce este vrednic de cinste, pentru că avem de ales în această lume și avem lucruri care nu merită cinste și nu sunt vrednice de cinste, el spune tot ce este drept. Trăim într-o lume foarte nedreaptă și este greu să stabilești ce este drept. Tot ce este curat, să nu mai vorbim de murdăria lumii în care noi trăim astăzi, este suficient să vă aduc aminte din nou de scenele acelea cumplite de la deschiderea Olimpiadei de la Paris, să ne dăm seama că trăim într-o lume extrem de murdară. Tot ce este vrednic de iubit, nu toate lucrurile merită să investim dragostea noastră în ele. Tot ce este vrednic de primit, cele mai multe lucruri ar trebui să le refuzăm atunci când ni le oferă uneori chiar gratis lumea și satana. Orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, spune Apostolul Pavel. Ne vom opri însă la ultima afirmație, să vă însuflețească, pentru că traducerea noastră de care noi ne folosim, a lui Cornilescu, traduce foarte diferit expresia aceasta. Cuvântul în limba greacă este legizomai, care înseamnă mai degrabă a socoti, a ține socoteală, evidența, a aprecia, a lua în calcul, a presupune, a socoti, a gândi la ceva. Sunt o serie de traduceri ale Bibliei în limba română, dar și Cornilescu, revizuit recent, a modificat această expresie să fie conform textului din limba greacă, și traducerile Bibliei în limba română folosesc următoarele expresie: pe acestea să le gândiți, spune Biblia lui Bartolomeu Anania, este, aș putea spune, ultima Biblie ortodoxă. Bartolomeu Anania a fost episcop de Cluj și a oferit creștinismului românesc una dintre traducerile foarte bune ale Bibliei. Acestea să cugetați, spune Noul Testament de la Bălgrad, 1560 este primul, 1650 este primul testament tradus în limba română, Bălgrad sau Alba Iulia. Acestea cugetați. Biblia Catolică zice: în rest, fraților, gândiți-vă la acestea. Biblia Ortodoxă Sinodală zice: la acestea să vă fie gândul. Traducerea fidelă, tot la Cluj a apărut și varianta aceasta: gândiți-vă la acestea.
Și Cornilescu, revizuit, spune acestea să vă preocupe. Acestea să vă preocupe. Toate variantele astea de traducere ale Bibliei în limba română vor să fie mai aproape de textul original din limba greacă. Uneori, Cornilescu a vrut să fie mai literar, mai artistic și ne-a introdus subiecte, expresii ca acestea, acestea să vă însuflețească. Eu cred că apostolul vrea să ne gândim la aceste lucruri, să le evaluăm corect, să ținem socoteală de ele, dar să fim și însuflețiți într-un fel de ele, așa cum zicea Cornilescu. Să ne preocupe, deci să investim în aceste lucruri pozitive pe care El ni le recomandă. Acum, în seara aceasta, avem expresia tot ce este adevărat. Tot ce este adevărat. Înainte ca să discutăm puțin termenul acesta, aș vrea să vă spun câteva lucruri care sunt foarte importante. Odată cu evoluția și cu dezvoltarea științei și mai ales a tehnologiei, nu, când au apărut primele mașini, lumea a intrat într-o epocă care s-a numit modernă, epoca modernă. Modernismul a avut și o filozofie care a stat la baza acelei perioade istorice și modernismul spunea că adevărul este undeva și noi avem capacitatea să-l cunoaștem. Pe măsură ce ne vom dezvolta ca ființă umană, vom dezvolta știința și capacitatea de a înțelege lumea în care noi ne aflăm, vom ajunge într-o zi să cunoaștem adevărul. Perioada aceasta a fost pozitivă în sensul că a văzut adevărul că există undeva în afara noastră și ne-a dat speranță că într-o zi îl vom cunoaște. Literatura din timpul acela, mai ales cea științifico-fantastică, ne spunea că vom construi rachete uriașe, vom călători în spațiu și vom descoperi adevărul undeva, adevărul despre noi înșine, despre civilizația noastră, nu? De unde venim? Cine suntem? Care este rostul vieții noastre pe planeta asta? Adevărurile astea vor fi undeva și le vom descoperi. Problema este că, după o perioadă de timp, oamenii de știință și-au dat seama că, în ciuda progresului științei, cu cât cunoaștem mai multe lucruri, devin mai multe necunoscute în calea noastră. Practic, începem să cunoaștem un lucru și odată cu cunoașterea acelui lucru, descoperim 10 care nu le cunoaștem, care nu le înțelegem. De aceea, imaginea era a unui balon, dacă vreți, cu cât crește volumul balonului, crește și suprafața lui, care este contactul cu lumea nevăzută. Practic, în același timp, oamenii de știință și-au dat seama că cu cât cunoaștem mai mult, descoperim că știm tot mai puțin. Că e prea complexă lumea asta și universul în care noi ne aflăm și pe măsură ce cunoaștem, descoperim că nu știm nimic. Atunci s-a întâmplat o schimbare majoră în gândirea filozofică a umanității și de atunci a început această perioadă numită postmodernism, deci după perioada modernă, în care se spune că adevărul noi nu-l putem cunoaște, că suntem prea mici, prea neputincioși, orice efort vom face, pe măsură ce știm tot mai mult, descoperim că știm tot mai puțin, de fapt. Și atunci adevărul nu mai este undeva afară din noi, ci este în noi. În felul acesta, omul se îndumnezeiește într-un fel, el stabilește ce e bine și ce este rău. El știe adevărul al lui, fiecare om are adevărul lui. Și ca să supraviețuim și să ne înțelegem, ar fi bine să nu ne deranjăm unul cu adevărul pe celălalt, fiecare cu adevărul lui, să ne vedem de treabă. Lucrul acesta este extrem de periculos, pentru că dintr-o dată ne îndumnezeiește filozofia asta și ați văzut ce se întâmplă în jurul nostru, într-o lume în care fiecare stabilește ce adevărul, ce adevărul care convine lui, nu? E bine, în Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu, în limba greacă este aletes. Îmi place că este o biserică în Timișoara, niște prieteni de-ai mei, au numit biserica Aletea.
Deci biserica adevărului, adevărul, nu? Alete, aletes. Care înseamnă cinstit, integru, adevărat, real, original. Descrie pe cineva care nu poate să mintă. Provine din cuvântul acesta lactano, care înseamnă, de fapt, adevăr. Acum aici vreau să spun câteva lucruri care ar trebui să ne deschidă mintea puțin. Nu toate adevărurile ne convin. Nu toate adevărurile ne plac. Și atunci Apostolul Pavel spune tot ce este adevărat. Și noi ne uităm în jur și sunt o serie de lucruri adevărate care nu ne plac. Mie, de exemplu, nu-mi place să văd în oglindă că am îmbătrânit, că încărunțesc, nu? Nu-mi place adevărul ăsta, dar e un adevăr care ăsta e. N-am ce face, nu? O serie de adevăruri, ele există și nu ne plac. Problema este că ar trebui să fim conștienți de subiectivismul ăsta fiecăruia dintre noi. Și să nu ne lăsăm conduși de ceea ce ne place și nu ne place. Cei mai mulți oameni însă sunt conduși de asta. Vii la biserică, ascult o predică și nu-ți place. Nu-ți place predicatorul, cravata lui, vocea lui, cine știe ce nu-ți place. Și nu primești adevărul ăla, nu? Dar tu aveai marea nevoie de adevărul pe care îl predica ăsta. Dar pentru că noi, pentru că la noi primează sentimentele astea, ne place și nu ne place, respingem adevărul. Și este foarte periculos. Subiectivismul ăsta nostru poate fi foarte periculos. Nu ne place cum ne spune cineva adevărul, nu? Putea să-l spună mai frumos, nu-i așa? De fapt, spune Scriptura că adevărul trebuie să-l spunem în dragoste. Dacă nu-l spunem în dragoste, dacă nu-l înmuiem în dragoste, adevărul poate fi foarte dur și ne poate ucide. Cunoașterea standardelor divine de bine și rău, de adevăr și fals, este extrem de importantă. Adevăr și minciună. De aceea cititul Bibliei, cunoașterea Scripturii este extrem de importantă, pentru că ea ne introduce acest standard care este stabilit de Dumnezeu. Nu oamenii stabilesc ce e bine și ce este rău. Nu politicienii. Nu curentele filozofice de astăzi. Ci Dumnezeu a stabilit ce este bine și ce este rău. De aceea, apelul la standardul acesta divin și cunoașterea lui ne garantează capacitatea de a îmbrățișa adevărul, nu? Și a respinge minciuna. Să știți că avem înclinația să ocolim ceea ce nu ne convine. Avem această înclinație a firii noastre pământești să ocolim ceea ce nu ne convine, ceea ce nu ne place și uneori ocolim adevărurile care ar putea să ne salveze. Cineva a spus că există o evoluție spre rău a atitudinilor noastre privind adevărul. În primul rând, lucrurile la care nu ne opunem vom ajunge să le tolerăm. Vom ajunge să le tolerăm. Haideți să presupunem că este ceva care nu ne place, știi? Nu ne place și știm exact din cuvântul lui Dumnezeu că nu este corect. Hai să vorbim despre bărbații care se dau femei astăzi, nu? Astăzi am văzut o scenă absolut, m-a tulburat, un boxior, practic un bărbat care se dea femeie, a bătut pe o femeie săracă de a năucit-o. Iată că trăim într-o lume care crede că ceea ce declarăm noi despre noi este adevărul, nu? Ar trebui să-l controleze pe ăsta, domnule, nu? De fapt, au descoperit că nu are cromozomi feminini, ci bărbătești. Și totuși, olimpiada asta de la Paris, care a călcat toate normele adevărului în picioare, nu? I-a dat voie la bărbatul acela să o bată pe femeia aceea. E groaznic ceea ce se întâmplă. Ei, vedem acest lucru și începem să-l tolerăm. Da, cine suntem noi să ne băgăm? Să ne vedem de treabă, nu zicem nimica, tolerăm, ajunge să tolerăm un rău, o minciune, nu? Nu ne opunem, nu zicem nimic și atunci
următoarea etapă este că cele ce le tolerăm vom ajunge să le acceptăm. Tot mai des vom vedea bărbați care bat femei la box și la alte sporturi, nu? Și vom începe să credem, măi, așa e normal, no? Bine le face dacă suntem mai masculi, bine le face la muierile astea, că și astea, uite ce au făcut, nu? Începem să acceptăm sistemul ăsta de gândire și apoi spune teoria că după ce acceptăm ceva, vom ajunge să lăudăm. Vom ajunge să apreciem și să încurajăm un asemenea comportament. Ca în final, ceea ce lăudăm, vom ajunge să practicăm. Asta este calea. Dacă nu ne opunem unui rău, vom ajunge în final să-l practicăm, trecând prin etapele acestea de acceptare, de lăudare, nu? De toleranță, și ajungem să-l practicăm în final, în viața noastră. Aceasta este o atitudine, o evoluție spre rău a atitudinilor noastre vis-a-vis de adevăr și minciună. Trebuie să discutăm aici puțin întrebarea asta pe care a pus-o Pilat. De fapt, Domnul Iisus a spus, eu pentru asta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Ioan 18, 38 și 39. Întrebarea lui Pilat în latină era, quid est veritas? Quid est veritas? Asta e întrebarea pe care a pus-o Pilat Domnul Iisus. Foarte interesant că Domnul nu i-a răspuns deloc. De ce oare Domnul nu a răspuns la o asemenea întrebare? Oare de ce a pus Pilat o asemenea întrebare? Era doar exprimarea cinismului său filozofic, nu? El era tobă de filozofie, dacă vreți, a Imperiului Roman din timpul acela și probabil a vrut să pună o întrebare așa cinică, în bătaie de joc, nu? Voia să ia în zeflebea afirmația asta Mântuitorului? Era o expresie a disprețului său pentru evrei și religia asta a lor, cum aveau romanii de obicei? Pornea întrebarea dintr-o necesitate profundă interioară acestui om? Nimeni nu poate ști cu adevărat ce s-a întâmplat în sufletul lui Pilat de a pus o astfel de întrebare. Dacă ați văzut filmul lui Mel Gibson, The Passion of Christ, Pilat are un dialog în filmul ăsta cu nevasta sa, cu Claudia. Claudia, o întreabă pe Claudia, zice, tu recunoști adevărul veritas când îl auzi? Tu recunoști adevărul când îl auzi? Claudia spune că ea recunoaște adevărul. Cu o față tristă, îi spune lui Pilat că din moment ce el nu poate auzi vocea adevărului, el nu îl va auzi nici atunci când adevărul va fi în fața lui. Și asta era Hristos, adevărul era în fața lui. Hristos n-a vorbit cu Pilat, nu i-a răspuns la întrebarea lui Pilat. Condamnarea la moarte a Domnului Iisus de către Pilat a venit de la omul care nu era în stare să audă adevărul, să vadă adevărul care era în fața lui, nu? Nu e de mirare că în crezul apostolic se particularizează în mod special numele lui Pilat, vinovăția lui. A suferit despre Hristos, se spune, sub Pilat din Pont. Pilat nu a știut să aleagă ce este adevărat. N-a știut să aleagă ce este adevărat. Și uneori, o asemenea alegere este absolut fatală, cu urmări incredibile, când nu știi să distingi glasul adevărului. Iisus nu i-a răspuns lui Pilat. Probabil că motivația pe care o avea acest om
nu era reală, nu răspundea unei nevoi lăuntrice reale. Pentru că dacă ar fi fost reală, cred că Domnul ar fi răspuns unei nevoi reale. Dar așa cum am vorbit cu Irod, nu i-a spus niciun cuvânt lui Irod, pentru că nu avea cu cine să vorbească, nu i-a răspuns nici lui Pilat, pentru că nici el nu avea o motivație profund, interioară și sinceră. E bine, noi trăim într-o lume foarte periculoasă, care este dominată de fake news. Fake news. De când deschidem televizorul până îl închidem, avem parte de știri de toate soiurile posibile. Foarte puțini dintre noi suntem capabili să distingem care este adevărul și care nu. Noi cu soția ne-am păcălit foarte serios pentru că am interpretat un post de televiziune din România, oameni serioși. Când ne-am dat seama destul de târziu după aia că erau niște propagandiști absolut cumpliți care mințeau și dezinformau o țară întreagă. Și pe noi care locuiam aici mai departe de România. Foarte ușor cădem pradă informații false. Iată ce spunea Blaise Pascal, a fost nu numai om de știință, dar și un creștin extraordinar. Adevărul este atât de întunecat în aceste vremuri și minciuna este atât de stabilită, încât dacă nu iubim adevărul, nu-l putem cunoaște, spunea Blaise Pascal. Dacă nu iubim adevărul, nu-l putem să-l cunoaștem. Știrile false sau fake news este o expresie care se referă la informații prezentate ca știri, care sunt total sau parțial false și sunt distribuite intenționat pentru a dezinforma sau a induce în eroare publicul. Aceasta este o definiție a lui fake news. Acestea pot include povești complet inventate, care n-au nimic de a face cu realitatea, sau pot fi adevăruri denaturate, strâmbate pe aici colea, cum spunea Creangă, nu? Caragiale zicea, schimbate pe aici colea prin punctele esențiale, nu? Ca să nu mai recunoști adevărul deloc. Scopurile pentru fake news pot varia de la manipularea opiniei publice, crearea de confuzie, influențarea rezultatelor politice, obținerea de profituri financiare, prin generarea de trafic web, nu? Până la discreditarea unor persoane sau instituții. Numărul unu, vreau să vă spun că nu sunt o noutate. Astea nu sunt o noutate deloc. Hitler a avut un minister al propagandei condus de Joseph Goebbels, ministerul propagandei naziste. Cu ce se ocupa de ministerul ăsta, hai să vă spun. Folosea presa, radioul, afișele, discursurile publice, cinematografia, era mai la început, dar erau filme de propagandă în continuu produse, ca să răspundească politica lui Hitler. El, ministerul acesta al propagandei, a lansat acest mit al liderului infailibil. Hitler nu poate să greșească, este alesul lui Dumnezeu, un fel de Mesia pentru poporul german. Tot ministerul acesta al propagandei a lansat ideea că rasa asta germană este superioară tuturor raselor de pe pământ, nu? Trebuie să aibă supremația, ei sunt arieni, nu? Au stabilit până și portretul robot, așa, al arianului special. Trebuie să fii blond, să ai ochi albaștri, mă rog, înălțime, lățime, nas, urechi și totul era trecut în standardul acesta. Dacă vrei să fii neam din ăla de soi, trebuia să ai caracteristicile astea. Ce să vă mai spun, că toate victoriile de pe front erau sigure, nemții câștigau chiar și când pierdeau mii de oameni, propaganda mințea o întreagă Germanie și o întreagă lume care credea în ei.
Să știți că atât de eficient a fost propaganda asta a lor, că foarte mulți americani erau pro-naziști, pro-Hitler. O serie de pastori americani, predicatori, spuneau că Hitler este om de treabă, domnule, nu fumează. E adevărat, arde ceva evrei, așa, face un pic de fum cu evrei. Dar nu fumează, domnule, nu bea. Vă dați seama, era un om moral, domnule. Nu umbla la femei. Avea una singură și... Ce caracter formidabil, nu? Că mai omora el așa câte 1.000.000-2 de oameni și distrugea țări întregi, da. Propaganda asta a prins la milioane de oameni. Ce să nu mai spun, pericolul evreilor. Nimic și nimeni pe fața Pământului nu e așa de periculos ca un evreu. Ăsta nu numai că te nenorocește financiar, economic, toată Germania a ajuns unde a ajuns datorită evreilor, domnule. Ăștia erau banchieri, erau deștepți, aveau ziare, cultură, nu? Ba, nu numai atâta, dar evreii aveau niște microbi pe ei, domnule, care dacă te apropiai de ei, te infestai și mureai. Deci, așa minciuni formidabile băgase în capul tuturor nemților, că evreii erau cei mai periculoase ființe de pe fața Pământului. De aceea au omorât peste 6 milioane de evrei. Ei, fake news nu este invenția societății noastre. Uite de unde vine. Acolo s-a cimentat, de fapt, direcția aceasta. De fapt, același Joseph Goebbels spunea că o minciună, cu cât e mai mare și se spune mereu și mereu și se spune tare, este cu atât mai crezută. Atenție! Circulă unele bârfe cumplite între noi și suntem imediat gata să le ascultăm și să le credem, nu? Când auzim, mai ales rele. Aici vreau să vă spun că întreaga televiziune de astăzi și ziare și tot ce este mass media contează enorm de mult pe manipulare, pe fake news, pe minciună, pentru că minciunele se vând mult mai bine decât adevărul. Dramele, tragediile, mizeriile din lumea asta se vând mult mai bine, cumpără lumea ziarul mult mai repede dacă este un scandal monstru pe prima pagină. Circulă clipurile video de la unul la altul, ziua, noaptea, au telefonul cum sună, iară mai vine vreun clip video, iară vreun frate a spus vreo trăznaie undeva, nu? Și imediat astăzi cu video îl filmăm și îl trimitem la toată lumea, domnule. Haideți să ne gândim puțin la propaganda asta din campania electorală de azi, nu? Propaganda care promovează decadența morală și chiar comunismul. Noi nu ne dăm seama. Eram în concediu și am călătorit să vedem un orășel de munte undeva prin Mexico și alături de noi era o familie, el era portughez și ea era din Canada și locuia în Canada. Și la masă, ce știu, cineva dintre noi a spus, mă, ce nenorocire s-a întâmplat, că trăseseră după Trump, atunci era atentatul acela împotriva lui Trump. Și vecinul meu de peste masă, acest portughez care venea din Canada, ce-a păcat că nu l-au nimerit. Am făcut ochii mari, m-am uitat la el și am zis, domnule, nu te supăra, dumneata ai fi fericit să fie omorât un om? Atâta valorează un om pentru dumneata? Zice, dar nu ești republican. Eu zic, nu, eu sunt venit din comunism, am spus din România, am trăit 35 de ani și am un miros așa de fin pentru gândirea asta comunistă, am zis, și am o reacție foarte tare la tot ce fac ăștia. Am un as fin, i-am spus eu. Omul și-a dat seama că ar fi izbucnit o dispută politică între noi, nu? Și m-a lăsat în pace, m-a ocolit din momentul acela. Mi-am dat seama că propaganda asta... Ura răspândită în campaniile astea electorale trece de granițele țării, domnule. Aveam niște păreri mult mai bune despre niște oameni intelectuali din România pe care îi ascultam înainte la televiziune.
Când i-am auzit acum ce spun, mi-am spus, nu, pe ăștia nu mai vreau să-i aud niciodată. Spălați la creier de această propagandă cumplită. Iată că avem o femeie care n-a făcut nimic în politică 4 ani de zile, nu, dintr-o dată e eroină, dintr-o dată e, eu știu, trimisa lui Dumnezeu, și toate televiziunile astea care până acum ne-au mințit că Biden e grăzav și nu mai poate de bine, acum au întors că asta e. Cum să mai crezi după ce te-au mințit atâția ani, nu-i așa? Propaganda aceasta electorală este îngrozitoare, îngrozitoare. Da, nu numai la noi, peste tot în lume este la fel. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat mai recent că pericolul cel mai mare pentru Uniunea Europeană și pentru lumea nu este deloc, eu știu, încălzirea globală, ci fake news, zicea ea, fake news. Acum, pentru liberala asta, mincinoșii ăștia, fake news înseamnă orice adevăr care se spune. Foarte ciudat. Pentru mincinoși, adevărul este fake news, pentru cei care cred în adevăr, minunile sunt fake news, așa că toată lumea se acuză de fake news unul pe celălalt. Dar, într-un fel, asta spune un mare adevăr, că minciuna este extrem de periculoasă, că manipulările acestor fake news-uri sunt un pericol mondial. Ne pot duce în eroare. Acum descoperim, nu, că Saddam nu avea bombe atomice și nici chimice să omoare lumea. Nu avea arme chimice și nici atomice. Dar toată lumea a crezut că bine îi face Bush că-l atacă, nu? Au murit câteva milioane de oameni degeaba, și am cheltuit miliarde de dolari, nu, trilioane de dolari care a intrat în datoriile noastre, au generat o criză economică că ne-au luat casele la toată lumea și am, știți bine prin ce am pățit imediat după război, pentru că o Americă întreagă și o lume întreagă a fost manipulată cu o minciună. Trebuie să intervenim că ăla are bombe atomice și ne distruge pe toți. Nu, n-a avut. Minciunile astea sunt extrem de costisitoare și ne lăsăm manipulați de ele și imediat mergem la război și devenim triumfaliști și susținem cauze pe care n-ar trebui să le susținem. Vreau să închei cu o strofă din Alexandru Vlahuță, are un poem, 1907. Iată ce spune el. Minciuna stă cu regele la masă, dar asta-i cam de multișor poveste. De când sunt regi, de când minciune este, duc la oaltă cea mai bună casă. Asta este lumea în care noi trăim. Și în această lume în care este minciuna promovată, lăudată și aplaudată, minciuna care stă cu regii la masă și cu politicienii la masă, în această lume, Apostolul spune, tot ce este adevărat să vă însuflețească, să vă gândiți, să puneți în mintea voastră tot ce este adevărat. Frate Pavel, ne dai un job grozitor de complicat. Lumea în care trăim noi e mult mai complicată decât lumea în care ai trăit tu. Și dacă n-ar fi Dumnezeu de partea noastră și dacă n-ar fi Duhul Sfânt care este Duhul adevărului, ar fi vai și amar de noi. De ce nu vedem oare adevărul? De ce nu suntem preocupați de adevăr? Există o pildă a Domnului Iisus Hristos, este pilda cu grâul și cu neghina. Ne spune clar în pilda asta că țarina este lumea în care Fiul omului a semănat sămânța cea bună. Adevărul, nu? Țarină însă în care vine cineva și seamănă neghină, nu? Și printre fiii împărăției cresc și se dezvoltă fiii celui rău. Fiul celui rău.
Întrebarea mea este, oare de ce suntem noi așa de preocupați numai de neghină? Că numai de neghină vorbim și cine e neghina și care e neghina și să o smulgem. Și aveam o serie de teorii că până și pedepsele bisericești, disciplina bisericească este interpretată că e nevoie de disciplină să smulgi neghina din mijlocul grâului. Deși Domnul spune, las-o la sfârșit, că s-ar putea să smulgi și grâu odată cu neghina. Nu te pune să plivești, lasă că este cine să o facă. Cineva care știe ce e grâu și, ce e neghină. Vin îngerii lui Dumnezeu să facă ordinea asta. Dar noi suntem preocupați enorm de mult de neghină. De ce oare nu suntem preocupați de grâu? Știți că și grâu crește? Știți că există și grâu? Nu prea predicăm despre grâu, despre adevăr, despre bine, despre progres, nu? Și ar trebui să fim mai preocupați de grâu. Suntem prea preocupați de neghină, de rău, de minciună, de păcatele care există. Cele mai bune și apreciate pregi sunt alea împotriva păcatului. Trebuie predicat împotriva păcatului. Ia, e adevărat, e corect. Dar trebuie să predicăm și neprihănire, și adevăr, și mântuire, nu numai să condamnăm, nu? Și grâu, nu numai neghină. Nu doar neghina crește, crește și grâul. Și ar trebui să fim preocupați mai mult de grâu, de adevăr. Cu băieții mei lucram la repararea unei case aici în Phoenix. Și ni s-a ars drill-ul, mașina de găurit, cum zic românii. Și ne-am dus să cumpărăm o mașină nouă. Nu departe de locul în care eram noi, era un magazin care am auzit noi că are scule foarte ieftine. Am cumpărat o mașină, un drill de acolo, m-am dus la lucru și când să-l punem în funcțiune, s-a ars. Na, ce facem, domnule? L-am pus pe unul dintre băieți să plece înapoi la store și să ducă drill-ul ăla, care nu-i bun, n-am mers deloc. S-a dus și au dat bani înapoi. Noi am plătit cu cec, ei ne-au dat cash. Fine. Nu ne-am supărat rău, aveam cash, ne-am dus la Home Depot să cumpărăm de la Home Depot. Nu? Când am dat banii aia la Home Depot, surpriza noastră a fost că caserița ne-a rugat să mai stăm puțin, să așteptăm. Ia, am așteptat vreo 2-3 minute până a venit poliția. Banii erau falși. Banii erau falși. Ma, binecuvântare și norocul nostru a fost că ne-a crezut poliția, că nu ne-a arestat pe noi pentru treaba asta. Ne-a văzut că suntem inocenți și i-am povestit de unde am primit banii, nu? Și se pare că ăștia știau bine, nu vă spun numele store-ului, că mă dă în tribunal. Dar se pare că era o practică destul de comună la instituția aia să dea bani falși la oameni naivi, cum eram noi. Și noi nu ne-am uitat prea bine la banii aia. Bani, îi duceam și cumpăram altă mașină. Să știți că ar trebui să cunoaștem bine adevărul ca să nu ne înșele minciuna. Nu trebuie să studiezi toate tipurile de bani falși, trebuie să-i studiezi pe aia buni, ca să știi prin comparație care sunt falși. Noi nu aveam asemenea experiență, am picat de fraier repede. Aici vreau să vă zic că diavolul care este tatăl minciunii, este, deci originea acolo vine, iată ce s-a întâmplat. E o întâmplare hazlie într-un fel, dar și dureroasă în același timp. Eu am un fel de defect așa profesional. Lucrând împreună cu soția la editură, tipărind zeci și zeci de cărți, citindu-le în continuu, văd toate greșelile. Adică ar trebui să le văd pe toate, nu le văd pe toate, în ultima vreme când nu mai văd așa bine, nu le văd pe toate, dar le văd
Și mai ales pe ecran, credeți-mă, când apare o cântare și e o virgulă unde nu trebuie sau lipsește o literă sau cine știe ce, mă lovește imediat. M-aș apuca să le corectez, dar nu e geabul meu aici. Sunt însă greșeli de ortografie care sunt absolut cumplite. În 1631, regele Charles al Angliei a comandat 1000 de Biblii, soare că am scris 100, 1000 de Biblii, voia să le dea la mai mari țării, oamenii politici, eu știu, cu care el avea legături, și a dat geabul ăsta la un tipograf, Robert Becker. Becker ăsta însă a tipărit Bibliile, arătau grozav, în piele, super, tot felul. Numai că în Biblia asta lui s-a strecurat o mică greșeală. Domnule, trei litere, un cuvințel foarte mic, un not, N-O-T. Nu exista în Biblia asta. Și știți unde? În Exod 20:14 lipsea un not de trei litere. Și Biblia asta zicea să prea curvești, în loc să nu prea curvești. Thou shall commit adultery, în loc să spui thou shall not commit adultery. Lipsea un not de acolo. Să nu-mi spuneți că a fost o simplă greșeală, uitare de tipar. Eu cred că diavolul a lucrat prin tipograful ăla sau prin ăla care a pus literele în șpalțurile alea de tipografie și în mod intenționat a scos cuvântul ăla. Biblia aia s-a numit Biblia depravată de atunci încolo. Tipograful a fost amendat cu cât ar fi câștigat el întreaga lui viață, așa amendă i-a dat și a închis tipografia lui ăsta, l-a terminat regele. A adunat toate Bibliile și le-a ars. Din păcate, 11 exemplare au supraviețuit până astăzi. De-aia știm despre Biblia depravată. Să știți că diavolul are metodele lui și oamenii lui să intervine și să strice adevărul în orice formă este prezentat el. Vreau să închei în această seară cu câteva lucruri despre puterea adevărului. Apostolul Pavel spune că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Căci cuvântul lui Dumnezeu, spunea în Evrei 5:12, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Adevărul are o putere specială. În primul rând, adevărul are puterea asupra păcatului. Dacă veți citi în Genesa, capitolul 3, despre ispitirea femeii de către Satana, Satana începe totul cu o minciună, nu? Zice, hotărât că nu veți muri. Hotărât că nu o să muriți, sigur, e clar că nu o să muriți. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se va deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Drama umanității începe cu o minciună, când prima pereche a crezut o minciună și a respins adevărul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Eva a crezut și a ascultat de această minciună și a murit. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să spună adevărul, cuvântul Harului Său, pentru ca noi să credem și să fim mântuiți. Sunt câteva citate biblice, nu le-am mai pus, dar cei care sunteți interesați le puteți cerceta. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, avem un exemplu extraordinar a puterii adevărului asupra păcatului. Îl avem aici pe famenul etiopian. Ăsta citește Scriptura, nu înțelege și Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe Filip
să explice Scriptura la acestui om curios. Ce învățăm din întâmplarea aceasta? Că nu suntem mântuiți prin îngeri, nu? Îngerul a trimis pe Filip să îi tălmăcească Evanghelia. Nu putea îngerul să meargă el la... Cum să nu? Așa cum s-a dus la Filip, putea să meargă la etiopian. Dar adevărul trebuie vestit de oameni, de oamenii lui Dumnezeu. Acțiunea directă a Duhului Sfânt asupra lui Filip, îl trimite pe Filip. Asta este acțiunea care o face Duhul Sfânt și acum. Te trimite să spui adevărul. Prin predicarea cuvântului, Filip îi explică, îi predică cuvântul și omul a crezut, a ascultat, s-a botezat, s-a mântuit și s-a bucurat. Iată, asta este o înlănțuire normală a lucrurilor din viața acestui om. Adevărul are o putere asupra ispitelor în viața noastră. În Efeseni 6, 13 la 17. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, sau armătura, cum spunea în altă parte, ediție mai veche, dar este armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Fiți gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Deci prima piesă a armăturii, armurii creștinului, este adevărul. Trebuie să avem, să fim încinși cu adevărul. Nu e de mirare că și Apostolul Petru, la un moment dat, zice: încingeți-vă coapsele minții, ca să puteți birui pe cel rău, ca să puteți birui minciuna, să puteți birui atacurile celui rău. Tăria de a sta în picioare este în adevăr. Tăria de a sta în picioare este în adevăr. Toate celelalte, toate piesele celelalte din armura creștinului ne ajută să biruim, dar prima dintre ele și cea mai importantă este adevărul. Prin adevăr vom putea birui săgețile arzătoare celui rău. Avem scutul credinței, avem coiful mântuirii, avem toată armătura, armura pe care ne-o dă Dumnezeu și în picioare avem râvna Evangheliei, păcii. Avem putere asupra morții. În Efeseni 6, 13 la 17, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Dacă este cineva care va primi adevărul, va căuta adevărul, se va lăsa transformat de adevăr, dacă va căuta tot ce este adevărat, și tot ce este adevărat vine de la Părintele Luminilor, vine de la Dumnezeu cel adevărat. M-am uitat în Sfânta Scriptură și în concluzie vreau să vă spun aceste lucruri. Iisus i-a zis în Ioan 11: eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Credem lucrul acesta? Adevărul ăsta ne face nu numai slobos, dar ne va face biruitori asupra ispitelor și a morții chiar. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri. Puneți în, eu știu, concordanța dumneavoastră cuvântul ăsta: adevărat vă spun. Și veți fi șocați, pentru că cele mai multe afirmații ale Domnului Iisus Hristos încep așa: adevărat vă spun, adevărat îți spun. Dar nu numai atât. Există o dublură: adevărat, adevărat vă spun. Și există de 25 de ori în Noul Testament această afirmație a Mântuitorului. Când a vorbit cu Nicodim despre nevoia nașterii din nou, repetiția asta este de 3 ori în același text. De 3 ori Domnul îi spune: adevărat, adevărat îți spun, trebuie să te naști din nou. Adevărat, adevărat îți spun. Și vreau să închei cu
o ultimă concluzie care spune că dacă noi cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, vom avea asigurată cunoașterea adevărului și nu vom avea probleme când auzim ceva. Apostolul Pavel spune, ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și voi. Deci el se oferă ca un model celor care le scrie din Filip și le spune, eu am trăit așa, tot ce este adevărat, fiți sensibili, adunați, gândiți-vă la ele, tezaurizați-le în viața voastră și trăiți conform adevărului acestuia. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, vă invit ca în joile viitoare să mergem mai departe și să avem celelalte subiecte, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, lucrurile astea, la astea să ne gândim, cu astea să ne umplem mintea. Astea să fie preocuparea noastră fundamentală și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.